Ora 19, bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți în umbra știrilor, foarte bine. Tensiuni pe scena politică, mai ales în coaliția PSD-PNL, unde numărul 1 pentru alegerile europarlamentare, Ramona Chiriac, s-a retras din curs, oficial din motive personale, neoficial pentru că a refuzat să intre într-unul dintre partide, de asemenea și pentru că nu ar fi fost propusă la anul pentru funcția de comisar din partea României. De aici lucrurile au luat o nouă turnură. Partidele nu se înțeleg în privința celui care să fie locomotivă în această luptă. Tudose, Rareș Bogdan sau o altă persoană independentă, de preferat femeie. Lista cu cei agreați din partide imediat. Tot imediat vă arăt cine nu se mai regăsește pe listă. Nume grele precum Vasile Blaga sau Titus Corlățean, care s-a retras fiind pus pe locul neeligibil. Vorbim și despre primăria capitalei. Nicușor Dan se răzbună pe viceprimarul PNL și îi retrage toate atribuțiile. Care e motivul? Cine le preia? Ce face PNL și mai ales cum, când vom avea un buget la capitală? Aflăm ora aceasta. Când vorbim și despre violența din școli, fenomenul care, pe lângă droguri, este scăpat de sub control. Astăzi, la două licee de prestigiu din Galați, 4 elevi minori s-au filmat în timp ce făceau sex. Clipurile au fost distribuite în unitățile de învățământ, imaginile au ajuns și pe internet, într-un final și la părinți, care au anunțat imediat autoritățile. Ce spune ministrul educației, cum își propune să rezolve problema? Imediat. Despre toate aceste subiecte discutăm cu invitații orei, Sarmiza Andronic, analist politic, bună seara! Bună seara, mulțumesc! Ana Florea, deputat PSD, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Diana Stoica, deputat USR, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și domnul Antonio Andrușac, deputat AUR. Bună seara! Bună seara și noastră, începem! Ce vă recomandă, domnule Cârstoiu, să fiți primarul general al capitalei? Uitați-vă la mine. Toate liniile mele comportamentale nu duc spre un candidat așa, o păpușă în mâna a doi oameni. Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu am avut o carieră politică. Aveți emoții? Nu, deloc. Ideile pe care le pregătisem eu pentru programul de guvernare locală le voi transmite echipei tehnice. Avem apă caldă și căldură? Apă caldă și căldură? Cea mai multe probleme am lunetiștii pe casă. Doamna Firea, că ați fi refuzat acest post. Puteți confirma? Nici nu am acceptat, nici m-am refuzat. O susține pe doamna Gabriela Firea să fie pe listă pentru alegerile europene. Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc cu colegii mei. Cam asta a fost, doamnelor și domnilor, astăzi în Parlament. Le luăm pe rând. Cel puțin știm că la această oră s-a definitivat lista coaliției PSD-PNL pentru Parlamentul European, ce propune de fapt această viitoare alianță PSD-PNL, însă a fost o zi extrem de încărcată. Ramona Chiriac, cea care trebuia să deschidă această listă, s-a retras oficial din motive personale. Neoficial noi știm că deoarece a refuzat să intre într-unul dintre partide, PSD sau PNL, de asemenea și pentru că nu i s-a promis că va fi pusă comisar european din partea României. Cele două colege, Mădălina Hodea și Claudia Lionescu, toată ziua au fost în Parlament, au ascultat toate discuțiile, știu și pe surse ce informații s-au dat. Mădă, Claudia, vă ascultăm, ce informații aveți? Bună seara, Rafa! Bună seara tuturor! Într-adevăr, așa cum spuneai și tu, cea care trebuia să deschide lista la alegerile europarlamentare s-a retras în această după-masă. A fost o ședință restrânsă în biroul președintelui Camerei Deputaților, la care a participat și premierul Marcel Ciolacu, alături de oficialii care vor face parte din lista la alegerile europarlamentare. Așa cum spuneai și tu, Ramona Chiriac spunea că s-a retrasă din această cursă deoarece ar avea motive personale, însă potrivit surselor politice din cadrul coaliției de guvernare, Ramona Chiriac s-a retrasă din această bătălie deoarece nu a fost propusă drept comisar european și nu
a vrut să intre în Partidul Social Democrat. În urmă cu foarte puțin timp l-am ascultat și pe premierul Marcel Ciolacu, care spunea că lista pentru alegerile europarlamentare a fost definitivată, însă aceasta ar putea să fie modificată ulterior, deoarece săptămâna viitoare vor avea loc ședințe la Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal pentru a găsi cap de listă în locul de Ramonei Chiriac. Mădălina, este scandal și în Partidul Național Liberal și asta pentru că listele comune propuse de cele două coaliții referitor la alegerile europarlamentare, vorbim aici despre faptul că, spre exemplu, ministrul Justiției Alina Gorghiu își dorește un loc pe această listă, însă liberalii au decis ca miniștrii să nu fie incluși pe această listă și asta pentru că ei trebuie să se ocupe de ceea ce se întâmplă în teritoriu, mai exact de campania electorală, dar și de alte locuri posibile funcții, vorbim de funcții la nivel județean. Mai mult decât atât, Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă îl susține pe Iulian Dumitrescu, însă acesta a răspuns cu faptul că propunerea trebuie să vină de la filială mai întâi și a spus că va face o analiză minuțioasă în acest sens, în ceea ce privește candidatura de la Prahova. Mai mult decât atât, acesta a specificat și faptul că va face, așa cum am spus, o analiză, la fel cum a făcut și pentru celelalte 21 de filiale. Mai mult decât atât, amintim faptul că într-o ședință târzie de la PNL a decis cum va arăta lista de la europarlamentare. Printre numele care se află pe listă, l-amintim pe Rareș Bogdan, pe Siegfried Mureșan, dar și pe Dan Motreanu. Mai mult decât atât, este foarte important de precizat că această listă poate fi modificată. Mai există probleme în ceea ce privește Timișoara și asta pentru că cele două coaliții își doresc ca și în capitală un candidat comun, ceea ce ar însemna că Alin Nica nu va mai prinde un mandat, iar în cărți se află Alfred Simonis, care este propus din partea PSD. De cealaltă parte, trebuie amintit și faptul că cei de la Consiliul Județean din Prahova au trimis o scrisoare deschisă și au spus că îl susțin pe Iulian Dumitrescu. Dacă ne raportăm la Partidul Social Democrat privind lista comună PSD și PNL la alegerile europarlamentare, ei bine, cap de listă este Mihai Tudose. Mihai Tudose, care este propus de către Social Democrat să deschidă lista la alegerile europarlamentare, însă în interiorul ședinței de la Partidul Național Liberal, voci puternice din partid spuneau că nu își doresc să fie deschisă această listă de către un social democrat. Potrivit surselor politice, săptămâna viitoare, candidatul va fi tras la sorți. Mai exact, candidat ar putea fi Mihai Tudose sau Rareș Bogdan. Locul 2 sau locul 3 ar putea fi ocupat de către Gabriela Firea, care a și acceptat să fie europarlamentar, urmat de Vasile Dâncu, care la rândul lui va ocupa un loc eligibil pe lista comună PSD și PNL la alegerile europarlamentare. Însă, așa cum vă spuneam, săptămâna viitoare vom afla decizia finală din partea coaliției, mai exact dacă vor găsi un candidat comun PSD și PNL ca să deschide lista la alegerile europarlamentare. Claudia Leonescu, Mădălina Hodea, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații, de asemenea și pentru ceea ce ați făcut astăzi. Fără voi nu puteam să oferim toate aceste informații. Doamna Florea, până la urmă, cum mergeți? Cum faceți? Mergeți prin tragere la sorți? Două partide atât de mari? Nu cred. Părerea mea e că astăzi, în sfârșit, fiecare partid în parte și-a definitivat lista. O să aibă loc o intercalare a listei până vedem lista finală. Eu cred, părerea mea, că având în vedere că PSD stă mai bine în sondaje, teoretic ar trebui să aibă numărul 1 pe listă și mai multe locuri eligibile. Până la urmă, asta este. Când mergi într-un parteneriat, totul se negociază, totul se discută. E bine că s-a ajuns până la urmă la o definitivare a listei. Bun, Samisa Andronic, haideți să vorbim puțin despre culisele retragerii doamnei Ramona Chiriac. Credeți în aceste probleme personale? De asemenea, l-am văzut și pe Marcel Ciolacu în declarația din această seară. A preferat mai mult să nu vorbească despre acest subiect, să trecem peste. Dar totuși nu e de neglijat. Da. Nu cred în această variantă și nu cred pentru că au venit de la început și cei de la PSD și cei de la PNL cu această ipoteză că trebuie să deschidă o femeie care să fie independentă lista. Da? Și acum ni se spune că, de fapt, ea trebuia să intre în partid. Nu merge. N-are cum. În niciun partid. Cred că sub nicio formă nu i s-a cerut acest lucru. Tocmai pentru faptul că ea a fost pusă pe listă pentru că este independent. Tocmai pentru faptul că vine cumva din exteriorul partidelor. Tocmai pentru faptul că n-a făcut politică. Eu, personal, mă bucur. Pentru că asta înseamnă că partidelor le-a venit mintea la cap.
Și nu mai alungă tinerii care vor să intre în politică, da? Ci înțeleg că dacă ești într-un partid politic și muncești, poți să ai o șansă. Este foarte greu după ce și știu, pentru că asta este imaginea oamenilor sau asta au transmis cei de la cele două partide. Ca și cum am făcut facultate degeaba, m-am înscris în partid de tânăr degeaba, am ajuns în unde? Pe locul 2, 3, 5, 7, pentru că a venit un independent care n-a făcut niciodată politică și noi ne mândrim cu asta. Unde sunt oamenii politici din partidele politice? Unde sunt specialiștii partidelor politice la care se face trimitere de fiecare dată când avem probleme într-un domeniu? Specialiștii noștri spun, experții noștri au spus că unde sunt? Și vine doamna Ramona Chiriac, care nu știu dacă este expertă sau nu, nu mă interesează chestiunea asta, dar în vârful listei la europarlamentare trebuie să fie un om politic. Așa cum, din punctul meu de vedere, și la capitală ar fi trebuit să fie la fel un candidat politic, dar pentru asta sigur că se muncește într-un anume fel. Cred că motivele sunt altele. Cred că i s-a cerut ceva doamnei Ramona Chiriac. Este doar părerea mea, repet. Dar nu credeți și cred că... Nu cred că i s-a cerut acest lucru și aș vrea să se rămână, eu personal, aș vrea să văd, ca să pot să votez sau să pun în balanță ce votez, să văd și eu un om politic în vârful listei. Asta îmi doresc. Bun. Doamna, avem la noi, avem puteți și noi, ne votați pe noi. Doamna Stoica, asta să vreau convinteți. Să vă întreb. Revin cu următoarea întrebare către dumneavoastră, apoi la domnul Andrușceac. Credeți că în acest moment societatea din România este atât de scârbită de politicieni și de politică în general și asta face ca toate partidele, nu doar coaliția PSD-PNL, cât și USR, Alianța de Dreapta, să apeleze la independenți? Alianța Dreapta Unită are lista de europarlamentare formată doar din colegi din Parlament. Nu mă refer doar la europarlamentare, mă refer de exemplu la capitală. La capitală l-am susținut și mandatul anterior pe Nicușor Dan ca independent și vom continua să-l susținem și în acest mandat. Este un caz unic din ce știu eu până acum în partidul nostru. Capitala are într-adevăr un specific, iar Nicușor Dan, așa cum știți, a făcut parte din USR, deci are o oarecare asumare politică. Eu cred că într-adevăr vedem în societate o dezamăgire față de clasa politică și aici cred că fiecare dintre noi are un rol să arătăm că putem să fim mai buni, să reprezentăm oamenii, să facem lucruri bune în Parlament pentru a crește această încredere. Parlamentul, după cum știți, are cea mai mică rată de încredere din partea cetățenilor din toate instituțiile, dar asta nu înseamnă că poți să faci așa politică independentă. Ia cineva de pe stradă și te pune în fruntea unei liste. Pentru că activitatea politică presupune și un soi de sistem de accountability. Da? Deci tu ești votat de către oameni pe o listă, într-o echipă, cu un program asumat la nivel de partid. Nu poți să fii efectiv. Eu n-am înțeles mișcarea aceasta a PSD și PNL, care de altfel au foarte mulți oameni buni în partid care merită să fie pe această listă, chiar dacă s-au unit acum și au făcut această alianță electorală. Nu poți să dai la o parte toți oamenii care îți muncesc în partid și să vii să pui pe o doamnă care, îmi pare rău, dar am văzut-o de două ori, care a refuzat efectiv să vorbească cu presa. Avem, fiind în capul listei, n-am înțeles. Nu, vă spun eu din interior că doamna nu răspunde la telefon și dacă cineva o sună, chiar întreabă, îmi pare rău că trebuie să vorbesc în termenii ăștia, dar sunt informațiile pe care eu le am. Chiar se supără. De unde aveți numărul meu de telefon și cum de vă permiteți să sunați? Păi haide, către poziția lui. Poziție publică și înainte să fie numărul 1 pe listă, că totuși reprezenta Comisia Europeană în România, deci trebuia să aibă lumea acces la ea în orice scenariu. Domnule Andrușceac, vin la dumneavoastră, dar nu înainte de a vedea momentul cu Ramona Chiriac, astăzi, când a fost întâmpinată de jurnaliști, nu doar o dată, de două ori, iar aceasta a refuzat pur și simplu să stea de vorbă cu jurnaliștii. De ce? Nu știm. Una dintre întrebările jurnaliștilor, aici n-am avut sunet, a fost aceea: veți continua să refuzați să vorbiți cu presa pe întreg parcursul campaniei electorale? Nu veți comunica niciodată? Sau care este strategia noastră? Desigur, nu li s-a răspuns jurnaliștilor. Vă rog, aceeași întrebare ca pentru reprezentantul USR-ului. Această lovitură de stat mascată de coaliția asta care își propusese să guverneze țara pe 10 ani și să facă rotative la guvernare la PSD, se pare că nu-și găsește aliați nici în propriile partide. Despre doamna care a refuzat acum să deschide lista la europarlamentare, noi am mai vorbit și eu mi-am exprimat părerea că este și într-o evidentă stare de incompatibilitate. Dar se pare că nu doar cu ceea ce voia...
ce deținea dânsa ca funcție din care spune că s-a autosuspendat, ci era incompatibilă cu dorința ei viitoare de a fi... Personalitate aia, dublă. Da. Așa încât nu rămâne decât să fiu uimit că partidele astea își joacă acum candidații la păcănele. Îi trag din căciulă, dau de manetă, ca așa au înțeles, digitalizarea și care iese cu mai mulți jokeri sau mai mulți valeți, depinde ce se vrea, ăla este pus pe funcție. Iar noi dovedim în continuare că suntem o țară de masochiști, care în continuare alegem nu răul cel mai mic, ci parcă căutăm răul cel mai mare. Rămân în zona noastră. Pe cine îl... Dumneavoastră, cum faceți acolo la candidații pentru europarlamentare? Pentru că ați prezentat o listă, dar aceiași oameni care candidează pentru europarlamentare mai candidează și la locale. Acolo cum e? Păi este o listă mare, este o listă completă. Și nu toți cei 50 și ceva de... Limitați-vă la primele locuri. Da. 50 de locuri pot să fie în Parlamentul European. Indiferent cât de mare ar fi scorul nostru, cred că ar trebui să mai inventăm două țări. Și atunci, oameni care candidează acolo și nu sunt pe locuri eligibile, normal că, având o anumită notorietate căpătată în această campanie în care i-am prezentat prin toată țara și în diaspora, îi folosim pe poziții... în consiliile locale, consiliile județene și așa mai departe. Sunteți eurosceptici, domnul Andrășeal? Niciodată. Noi suntem în Europa, suntem consacrați, să spun așa, de niște valori creștine care sunt la baza... Nu mai acceptați directive de la Uniunea Europeană, dacă nu sunteți eurosceptici. Una este, vedeți, aici este neînțelegerea dintre noi și PSD când vorbesc de servilism politic. Una este să fii un partener care stă cum stăm noi acum la masa asta, și alta este să stai sub masă sau pe colțul mesii și tu acceptat. A fi partener înseamnă a avea o voce. Dar fac parte din sistemul normativ obligatoriu al Uniunii Europene. Recomandările nu sunt obligatorii, iar noi suntem împotriva suprareglementării peste Constituțiile statale. Nu doar la noi. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Andrușac. AUR îl susține în acest moment la capitală pe domnul Mihai Enache sau pe domnul Piedone? De ce? Pentru că pe platformele AUR se plătesc postări pro-Piedone. Și e foarte rău dacă se face asta. Dovada, eu nu plătesc un leu niciodată în viața mea. Dacă mă vedeți, eu... Pe cine susține AUR? Păi n-am niciun fel de îndoială. Noi l-am pus pe Mihai Enache, candidat al nostru, pentru că are o experiență de 10 ani în administrație. L-ați acceptat că el și-a dorit. Nu este... Nu l-ați pus. Auziți... E important dacă ca să te pună partidul într-un loc, bineînțeles că și tu trebuie să... dorința de a fi acolo. Uneori sunt pus și cu forța, după cum s-a văzut, și se mai retrag. Dar noi am pus un om și am știut clar care sunt șansele lui, dar am știut clar că crescându-l în popularitate, putem în viitor să avem un candidat pregătit, care a venit din administrația publică și în niciun caz... Unul care stă cu lunetiștii pe casă, căruia i-au cansărit țiglele de pe casă. Bun, că e el și neamurile lui vrea să fie la toate astea și eu n-am cu mesajele AUR. Nu prea cred că haideți să avem punem dovada acum pe ecran, sponsorizat de către partidul AUR. Dar, domnule Andrușciac, până la urmă, dumneavoastră spuneți că, uitați, asta e realitatea. Sunt sponsorizări plătite de către partidul AUR, deși partidul AUR vine și spune că, de fapt, îl susține pe domnul Enache. Dumneavoastră, eu cred personal, că asta e un fake. Nu, dar nu vreți mai bine să vă uitați. Eu sunt cetățean al Bucureștiului, bucureștean și locuitor în sectorul 4. Dați-mi voie să vă dau călcat sfat. Pe cap de acest domnule individ, Andrușan. Piedone. Da. Niciodată nu o să-i fac campanie. Dar puneți ce a dat doamna Brunsils astăzi. Ok, după o scurtă pauză de publicitate, revenim. Cred că asta e tot din scenariul ăsta cu lovitura asta de stat mascată de ei cu comasare. Acum ne-l comasează pe ăsta la noi? Ia vedem, nu, că nu știm. Ferește, nu știm. Păi cu tot cu neamul, cu fiul, că el are copii pe la PSD, pe la astea. Cum să-i aducă pe toți în partea? Domnule Andrușac, după scurtă pauză de publicitate, promit, vă dau cuvântul. De asemenea, vedem și declarația făcută astăzi de Gabriela Firea, înainte să fie anunțată oficial candidat pentru Parlamentul European. Revenim.
Am revenit în direct și vă promiteam reacția Gabrielei Firea astăzi cu privire la locul pentru Parlamentul European. Haideți să vedem ce a declarat înainte să facă anunțul oficial Marcel Ciolacu. Nu am cerut nimic sincer. Ce am spus ieri rămâne valabil. Eu chiar nu am cerut nimic pentru că nu mi se pare, după ce am luptat 3 ani și jumătate să reprezint presedera Primăria Capitalei, să vin să cer ceva. Vom discuta și oferit din partea președintelui. Au fost niște discuții, dar nu s-au finalizat. Aportați seara informația, doamna Firea, că ați fi refuzat acest post. Puteți confirma? Nici nu am acceptat, nici m-am refuzat. Pentru că, repet, încerc să revin personal din acest moment dificil pentru care m-am pregătit 3 ani și jumătate și nu a fost să fie. Dar viața merge mai departe. Și între timp, Gabriela Firea a primit acest post, chiar dacă nu l-a cerut. Marcel Ciolacu i l-a oferit. Este pe locul al treilea în acest clasament. De altfel, după o carieră impresionantă în acest domeniu politic, haideți însă, pentru că vorbeam despre candidați, să vedem ce candidați au fost agreați. Cât hai să vedem, lista ar urma să fie deschisă, cel puțin asta știm la această oră, de Mihai Tudose și următorul ar fi din partea PNL și tot așa. L-avem pe Rareș Bogdan, Gabriela Firea, Dan Motreanu, Claudiu Manda, Daniel Buda, de asemenea Victor Negrescu, care este cu ștate vechi pentru Parlamentul European, Adina Vălean, comisar în momentul de față, Vasile Dâncu, Maria Grapini, Siegfried Mureșan, Gheorghe Cârciu, care este din partea diasporei, Mircea Hava, Dragoș Benea, Gheorghe Falcă, Titus Corlățean. Deși Titus Corlățean înțeleg că a refuzat, de fapt a și menționat, a ieșit de pe această listă și asta pentru că, iată, este pe locul 16. Cum vedeți această listă, Sarmiza Andronică? Mi-e foarte greu să o comentez. Fiți originală. În primul rând, eu ca și privitor, ca om din exterior și care urmează să voteze, vă spun că, nu știu, Titus Corlățean pe locul 16 este puțin cam prea departe. Bine, de a ieșit deja, noi. A spus că bun. Nu. Dacă a ieșit, atunci nu știu dacă să-l aplaud sau nu, dar cred că Titus Corlățean rămâne pe poziția pe care o știm, aceea de a fi demn și echilibrat în tot ceea ce face. Nu cred că este o surpriză pentru nimeni că Mihai Tudose este pe prima poziție și pe a doua este Rareș Bogdan, ca fiind primul de la Partidul Național Liberal. Nu e nicio surpriză. Sunt însă unele persoane despre care chiar nu am auzit că, au făcut ceva în Parlamentul European. Mai mult decât atât, de curând mi-a căzut în mână o statistică a luărilor de cuvânt din Parlamentul European. Vorbesc despre români, da? Despre cei de la noi, care ne reprezintă pe noi. Și o să vă pun la dispoziție. Este îngrozitoare. Deci dacă o să vedeți că oameni care sunt pe primele poziții, pe locuri eligibile, au luat cuvântul odată în Parlamentul European sau au rapoarte foarte puține, foarte puține, adică pentru 4 ani chiar nu-ți vine să crezi că au făcut un raport sau 2 rapoarte pe la comisiile lor, atunci eu nu am ce să comentez. Este o listă politică. Nu știu care sunt criteriile, probabil că sunt altele decât cele pe care noi ni le-am dori. Nu pot să comentez ce gândește un partid sau ce strategie are pentru a crește lista. Însă, dacă nu știm ce gândește un partid, știm ce gândește președintele Klaus Iohannis. Astăzi, în afară fiind, desigur, făcându-și treaba de președinte, a venit cu o reacție cu privire la candidatul Alianței PSD-PNL, întrebat fiind pe cine ar vota, Nicușor Dan sau Cătălin Cârstoiu. Iată răspunsul. Avem la Primăria Capitalei un candidat susținut, un candidat comun susținut de PSD și PNL și Nicușor Dan, care a fost susținut de PNL. Dumneavoastră, pe cine ați votat? Ce spun? Păi okay. Stai să-și anunțe candidatura și pe urmă discutăm. Vă amintiți cu pe cine votați acum vreo mai mulți ani și pe urmă nu s-a mai prezentat. Deci, una peste alta, ca să nu fiu foarte evaziv. Cred că până în momentul acesta, coaliția a făcut pași buni și a găsit un candidat bun. Coaliția a găsit un candidat bun, a făcut pași buni, susține președintele Klaus Iohannis, vă rog. Nu știu, Klaus Iohannis mai e preocupat de țara asta sau de viitorul lui post pe care și-l tot pregătește, ba la NATO, ba la Uniunea Europeană. Cel puțin informat este.
e informat. Păi nu, că el le face lecțiile și din păcate pentru PSD, în primul rând, care e marele pierzător din coaliția asta, aveți dovezi că... el le-a livrat și candidatul bine ales, care a făcut un pas înainte. S-a știut că ei au vrut săracii să meargă cu Gabriela Firea, care o să creeze mare deranj în interiorul PSD-ului. Și dacă mă întrebați pe mine, că, nu funcționează casca. Nu ce a spus Adina Or, că dânsa. Gabriela Firea nu va pleca la Bruxelles, pentru că știe că dacă acceptă să fie trimisă acolo, este cap de linie tocmai din punct de vedere politic, a acceptat nominalizarea, să fie pe listă, să nu știu ce, dar eu nu cred că se va duce acolo, pentru că dacă vrea să aibă un viitor politic, trebuie să stea și să lupte în interiorul PSD-ului aici, cu echipa pe care o are, o echipă puternică alături de prietenul care i-a fost de asemenea, mereu domnul Drușeagă a spus. Nu vi se pare important să fie europarlamentar? Da, Victor Negrescu este foarte activ în țară și este și europarlamentar. Iar așa, eu, să știți că am lucrat în Parlamentul European. Au ședințe luni, marți, miercuri. Miercuri seara, tot cine avion vine în România, așa fac toți europarlamentarii. Adică poți, ai 4 zile reale în care poți să faci activitatea de partid. Necolovial așa să vorbim un fel de vrăjeală, că te duci acolo și nu faci decât să votezi, cum spun șefii marilor partide la care ești afiliat. Te urci în avion, mai marci banul și vii acasă. Iar dacă ești un politic cum e Gabriela Firea, nu, eu n-am vrut să fiu și nu vreau să fiu acolo pentru că eu am muncit să am un viitor politic, nu să fiu tras pe linie moartă la Bruxelles, în piața Leopold, la o bere, de luni până miercuri și după aia în avion. Bruxelles nu este o linie moartă, să știți că 70% din legislație vine de la Bruxelles. Asta este lucru cu care nu sunt de acord și AUR nu este de acord. Să ne vină legi impuse de funcționărimea nealeasă de la Bruxelles. Păi atunci hai să desființăm parlamentele naționale. Suntem în campanie pentru europarlamentare. Parlamentele naționale în cazul ăsta și să mergem... Să știți că prin ceea ce noi am semnat în tratatul nostru de aderare, noi ne-am angajat așa. Să implementăm directive și regulamente și vă explic dacă vezi la fiecare în parte cum se face, că știu, care sunt obligatorii. Nu facem infringement. Infringement, bani și așa mai departe. Okay. Asta facem și noi și dumneavoastră de acolo. E foarte important. Recomandările, da, nu sunt obligatorii și sunt de acord cu dumneavoastră. Dar în momentul ăsta, ceea ce este act normativ obligatoriu, noi și celelalte state membre trebuie să respectăm. Nu ne convine, plecăm acasă. Nu, dar asta tocmai este de asta susținem o forță suveranistă în Europa care să schimbe acest narativ al supralegiferării peste Constituțiile Naționale, pentru că ați călcat suveranismul în picioare. În Uniunea Europeană trebuie să rămânem țări suverane și independente, nu trebuie să fim un conglomerat de consumatori. Am înțeles de ce nu sunteți pe listă. Nu înțelegeți cum funcționează Parlamentul European. Bun, domnule Andrușac, pentru că vreau neapărat să-mi fac datoria de moderator, dumneavoastră a spus așa că domnul Cătălin Cârstoiu, candidatul Partidului Social-Democrat și al Partidului Național Liberal, a fost impus de președintele Iohannis. Pe ce vă bazați când spuneți acest lucru? Este de datoria mea să vă întreb dacă aveți dovezi, iar doamna Florea să vină cu un răspuns. Cele două partide n-au putut să nominalizeze nici PNL-ul, nici PSD-ul, candidați pe care îi aveau, candidați care s-au pregătit de 3 ani jumate, în cazul doamnei Firea, candidați care mai fusese primar general al Bucureștiului și fără îndoială putea să ia toate voturile de la PSD și din altă zonă. Minciuna asta cu punem un independent, care nu e independent, că n-are cum să fie susținut de două partide politice și el să o joace pe independentul. Nu merge chestia asta. Și nu e susținut 100% nici de PNL, pentru că și ei au înghițit în sec că n-au putut să-și pună omul acolo. Nu avea de unde să vină, decât din zona care le-a dat lumină. Nu am dovezi, îl rog foarte frumos pe domnul Iohannis să-mi prezinte dovezile. Bun, deci o să-l somez să pun la îndoială ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă rog un comentariu pentru că a venit... Da, lucrurile sunt foarte simple. Nu ne-a impus, domnule, nimeni nimic. Lucrurile sunt foarte simple. Cel mai suntem bun. Într-o așa. Alianță. Spuneți. Dacă era cineva din PSD, erau voci din PNL, care... Pe mine mă primea pe stradă, ce să vă spun? Domnule, mergeți cu PNL-ul, noi nu votăm cineva din PSD. Da, deci sunt convinsă că și în partea cealaltă s-a întâmplat același lucru. Da, a spus o negoiță, bluță, toată lumea
spune că nu o să voteze cu ăsta. Adică pe ei sunt de partea de... Mai sunt două luni totuși până la alegeri. Și scorul se va... Se joacă. Și mai e ceva. Cu notorietatea o rezolvăm. Pentru că în fiecare zi, în fiecare emisiune, vorbim despre domnul Cârstoiu. Acum, sincer, haideți să vedem. Este candidat cu coaliție. Trebuie să vorbim despre el. Este o persoană onorabilă, cu o profesie onorabilă, manager. Vreau să mergem puțin mai departe. Rămânem tot în sfera aceasta a primăriei capitalei. Revenim la primarul care încă astăzi este în funcție. O retrospectivă așa tot ceea ce s-a întâmplat și avem prima întrebare. De ce? Pentru că domnul Nicușor Dani a retras atribuțiile viceprimarului capitalei din partea PNL. Acum oficial oarecum face opoziție și PNL-ul la primăria capitalei. Până mai ieri nu se întâmpla acest lucru, deși în public spuneau că sunt în opoziție. Directorașii din partea PNL au rămas în continuare acolo. Doamna Stoica, haideți să vorbim puțin despre Nicușor Dan. Să vedem care este treaba cu reabilitarea. Gabriela Firea a tras așa 300 de milioane de fonduri europene și a demarat reabilitarea. Gabriela Firea a reabilitat, de fapt, la termoficare, dar a reabilitare 10 clădiri, Nicușor Dan 0. Păi să o luăm de la început. PNL a venit în 2020 și a cerut votul bucureștenilor, spunând că el susține echipa lui Nicușor Dan, îl susține pe Nicușor Dan la primărie și că evident vor face parte din aceeași echipă în Consiliul General al Municipiului București. Da. De câteva săptămâni, fiind această perioadă de campanie electorală, PNL împreună cu bună campanie în sensul nu strict tehnic din punct de vedere al legii, da? Care sunt 30 de zile. Deci, domnul colegii de la domnul Bujduveanu, în speță că el era viceprimarul, nu mai este astăzi parte din această echipă, pentru că de o lună și ceva de zile, atât PNL cât și colegii de la PSD, blochează acest primar, acest buget la primăria municipiului București, care, da, pune în pericol atât spitalele care își desfășoară activitatea în subordinea primăriei, cât și iluminatul stradal, în fine, toate utilitățile publice pe care le știm cu toții. În acest context, este evident că domnul Bujduveanu a rămas cu un set mai restrâns de atribuții, pentru că doar nu o să-l plătim degeaba, a rămas cu un set restrâns de atribuții pe care și le va exercita în continuarea mandatului, dar ca să fie clar pentru toată lumea, dacă votează PNL, câștigă PSD, pentru că PNL astăzi nu mai este nimic decât remorca PSD-ului și aici îmi pare foarte rău, nu mai au nicio doctrină liberală, nu mai au nimic, nici candidați, vedem că nu așa prea este, mai au. Doamna Curea. Nu, desigur, PSD-PNL este o variantă în care se poate guverna în țara asta, altă variantă nu există în momentul ăsta. Este clar că PSD este în sondaje, dar nu este la 50+1, va trebui să caute o alianță cu cineva. În momentul ăsta PNL este singura variantă. Despre bugetul capitalei, nu are nimeni, n-a votat împotriva bugetului pentru că are cineva ceva cu Nicușor Dan. Pur și simplu s-au alocat acolo niște bani, la niște capitole unde banii nu se cheltuiseră de anul trecut și atunci nu se mai justifica să aloci din nou alți bani. Înțeleg că nu se alocaseră bani pentru plata sumelor pentru persoane cu dizabilități. Mai erau niște probleme la buget. Bugetul a fost în transparență o lună de zile. Îmi cer scuze, colegii. Și dacă, nu, și dacă amendamentele noastre n-au trecut, nu era normal să nu votăm? Dacă nu se adoptă bugetul, nu primesc bani pentru activitatea din primărie și din subordonat. Da, doamna, asta e ca da orice fel de buget, adică haideți. Fel, dar a fost păi în transparență, dar nu au venit cu nicio propunere. Păi cum? Nu am avut amendamente. Deci avem amendament, nu că am avut. Avem amendamente. Depus ieri. Asta e depus de ieri, deci știu eu de o săptămână că se discută asta. Dar până a fost comunicat și adopt, adică în fine din punctul nostru de vedere, actual primarie, din primarul care nu există, nu s-a văzut nimic, n-a comunicat, n-a colaborat cu primarii de sector. Exact cum a spus și noastră, toate aceste mari realizări cu care se laudă sunt lucrări începute pe mandatul Gabrielei Firea cu contracte semnate, vine să laudă cu nu știu ce tramvaie și autobuze, când știm cu toții că atunci s-a discutat și s-au semnat. O bună parte din aceste contracte cu care Nicușor Dan se laudă, pe bună dreptate, sunt din PNRR, știi? Și zicea că București arată rău. Eu susțin, da, are dreptate, București arată rău. Am o altă curiozitate, doamna Stoica. La SSMB a fost numită doamna Oana Sivache, care a luat 4 puncte din 100, doamnelor, domnilor, la acest examen și ea conduce toate cele 19 spitale. Cum e posibil așa ceva? Nu știu ce scor a luat. E oficial, oficial. 4-4.
4 din 100. Dar dacă este susținută, eu sunt sigură că face o treabă foarte bună. Din câte știu, au fost investiții record anul acesta în spitalele care adică sunt... Adică, doamna că dacă este susținută... Au făcut pași pentru debirocratizare, pentru simplificarea traseului pacientului în spitalele din subordinea primării și eu cred că o să vedem lucruri foarte bune. Ați văzut că au fost printre primii pentru că am dovezi, cei care au tras semnale de alarmă că spitalele rămân fără bani, dar chiar și astăzi o treime din spitalele din țară sunt în subfinanțare, ne spun managerii că nu mai pot trateze decât urgențe. Deci, dacă vreți să vorbim de sănătate, păi nu, dar chestia asta tragică cu susținerea, stați o secundă. Oana nu o susții pe fimea că dă la facultate și dacă păi nu, ia 4 din 100... Păi stați un pic, vorbim despre prof... Chiar nu știu rezultatul dar nu contează. La concurs. Păi dacă tocmai vi l-a spus. Păi bun, 4 puncte din 100, doamna Stoica, iertați-mă. Eu știu că spitalele, ultimele spitale renovate au fost de Gabriela Firea, spitalul de la Foișor, mai erau niște spitale. Eu nu mi-amintesc să fi făcut actual primar un spital să reabiliteze. Mai multe secții. Nu e niciun spital reabilitat complet de 30 de ani, din păcate, iar singurul care a fost construit este blocat cu avize de la Ministerul Sănătății. Deci specialul construit de Dăruiește Viață, de 2 săptămâni așteaptă ok-ul domnului Rafila, care probabil se plimbă prin, nu știu, prin țări. A fost astăzi în Parlament. Doamna Sivache Gabriela Oana, cea care este șefa ASMB, doamnelor și domnilor, apare imediat pe ecran, a luat doar 4 puncte din cele 100, iar doamna, iată, avem acolo Ionela. Eu cred că e o greșeală și erau 40 de puncte, se poate să fie o eroare de redactare. Chiar și 40 de puncte o califică să fie director al ASMB, șefă peste 19 spitale cu bugete de milioane de euro? Dar doamna Sivache are experiență în administrația publică. Da, dar a luat 0, a luat 4 puncte. Păi la ce mai faceți, dacă există susținere, pentru ce mai susțineți? Examenele. Că nu înțeleg. De ce? Eu vă spun, chiar nu știu despre aceste rezultate, nu știu nici care au fost întrebările, nici răspuns. Nu știe în nici primul dânsa. Rând, și dacă era cu nota 40, și dacă lua 40 de puncte, iată ne face cu mouse-ul, și dacă lua 40 de puncte, tot respinge. Nu, da, a luat 4. Hai să nu ne ducem la 40. A luat 4. Și este compus dintr-o probă scrisă și dintr-o probă practică, da? Bun, eu n-am dar chiar și așa, sunt oameni care au luat, uitați, puncte cu 97. Da, poate sunt foarte buni, nu știu, pe o anumită parte. Bănuiesc că e un examen din tehnică legislativă, deci, nu-mi dau seama exact puteți să recunoașteți că elaborează, această doamnă a fost dar incapabilă de să răspundă de management ca să la măcar o întrebare, dacă a luat, poate doar la întrebare a răspuns. Deci. A luat doar 4. Deci, nu știu, ce o califică pe această doamnă? Prietenia cu Vlad Voiculescu? E vorba de o prietenie aici, pentru că nu așa funcționează lucrurile dar la noi. Nu. Este atunci, o persoană care are experiență în administrația publică. Cred dar că de ce s-a mai dus la examen atunci? Că nu înțeleg. I-ați spus și pe ceilalți să dea examen. Nu-i normal. Dar ce experiență? Care este rolul examenului? Da. Și după aceea oamenii care au obținut 97 de puncte, ce-or gândi săraci? Însă acolo toți cei care au dat examen au fost pentru postul de director al ASMB. Și pentru că a luat 4 în concurs organizat de ASMB, au numit-o în continuare. Bun, e o diferență totuși între un om care a dat un examen, care, repet, noi am văzut aici o bucată. Partea practică nu avem de să știm cum s-a desfășurat. Da, așa. Și în al doilea rând, când am văzut prin țară puși oameni care nu au niciun fel de experiență în administrația adică publică. Adică capra vecinului. Adică dacă păi nu capra vecinului, dar știm cu toții ce se întâmplă atunci. Eu mi-aduc aminte în pandemie că aveam director de spitale, șef de pompe funebre. Bun, dar noi de la USR ar trebui să ne așteptăm că, ok, PSD, nu eram la guvernare. Dar dumneavoastră a spus fără penal, fără particiuni. Eu persoană l-am inițiat legea fără penal, care este astăzi în vigoare. Bun, și dumneavoastră, când vedeți astfel de rezultate, Cătă, hai să dăm pe ecran, te rog eu, când vedeți astfel de rezultate, ce vă spune așa, ca simplu om, nu USR? Dar ia faceți un pic, haideți să presupunem. Iar cel cu 89 de puncte. Dar haideți să presupunem că era o persoană de la Partidul Social Democrat și nu de la USR. Cam ce ar fi fost la gura dumneavoastră? Nu este membru USR, nu are... A fost în trecut chiar PSD, dar este acum apropiată de Vlad Voiculescu. Ideea este că dacă s-a luat o decizie, eu sunt sigură că a existat și o probă practică. Eu nu am de unde să vă știu. N-am fost în comisia de la acest concurs. Chiar n-am de unde să vă spun. Eu sunt deputat de București, putem să vorbim de legi, de orice altceva, dar n-am făcut parte din comisie. Nu știu ce să vă spun mai mult. Da, ce să zic, doamnelor și domnilor, mă întreb oare acea doamnă care a luat 97... Dar este din 2018. Păi da, și de atunci este în continuare... Păi nu, ea nu a fost numită. Ea este de un an cel mult. Deci, cred că sunt niște informații de la un concurs mai vechi. Uitați că scrie acolo, în dreapta. De timp am mai învățat. 2018. Bun. Revenind după o scurtă pauză de publicitate și vorbim despre ce se întâmplă în spitale, în școli, în spitale, am văzut ce se întâmplă. Astăzi elevii au făcut sex și s-au filmat în timpul orelor făcând așa ceva.
Am revenit în direct și vă promitam, doamnelor, domnilor, înainte să intrăm în pauza de publicitate, că vom vorbi despre o situație absolut șocantă. Într-o sală de clasă, la un liceu de prestigiu din Galați, 4 elevi au întreținut relații sexuale cu o colegă, chiar în timpul orelor. Astăzi, DIICOT-ul a mers la ore și a ridicat pe băieți, asta după ce părinții fetei au văzut imaginile postate pe internet și s-au dus la poliție. Sabina Bardan vine cu detalii. Bună seara! Bine v-am găsit. Totul s-ar fi petrecut în ziua în care elevii au susținut simularea la bacalaureat, iar singurii elevi care au fost în unitățile de învățământ au fost cei care au susținut examenul. Între timp, cei patru elevi au mers la unul dintre ei acasă, acolo unde au întreținut relații sexuale cu minora după ce au consumat alcool. Scenele au fost filmate, iar apoi au fost distribuite în rândul elevilor. Imaginile au ajuns și la părinții fetei, care au alertat de îndată autoritățile. În momentul de față este o anchetă în desfășurare atât la primul liceu cât și la al doilea liceu din Galați. Cei patru elevi au fost ridicați de către procurorii DIICOT direct în timp ce se aflau la orele de curs, iar apoi au fost duși la audieri și lăsați în libertate. Aceștia sunt cercetați pentru pornografie infantilă, dar și distribuirea de materiale cu caracter pornografic. De asemenea, și conducerea celor două școli au declarat faptul că nu știau despre aceste lucruri și au aflat de-abia ieri, atunci când poliția a intrat pe fir. Mulțumesc, Sabina, foarte mult. O rectificare, actul sexual nu s-a produs la școală, ci imaginile filmate acasă de cei patru elevi au fost distribuite la clasă, de asemenea și pe site-uri de socializare. Oana Florea, situația din școală deja este sub orice critică. În fiecare seară prezint tot felul de evenimente. Rămâi șocat, s-au dus cu obuze, se duc cu pistoale, se bat, consumă droguri. Acum iată ce fac, distribuie tot felul. Da, eu cred că aici este și cumva impresia internetului asupra psihicului în dezvoltarea unui copil. Pe internet vezi tot felul de minuni, de la decapitări până la tot felul de grozăvii. Cred că și-au pierdut un pic, fiind în dezvoltare, echilibru, și cred că e cool, e interesant să încerci lucruri noi, să... nu cred că doar școală... Eu cred că trebuie să fie un parteneriat între părinți și școală. Cumva părinții sunt prea ocupați, cedează școlii această educație a copilului. E clar, profesorii sunt depășiți de situație. Știți ce cred de fapt? Dacă... Nu știu, să luăm un an de referință, să zic, nu știu, în ultimii 10 ani, poftim. O mașină de pe stradă. În 10 ani, cât credeți că s-a modificat ca și tehnologie? Un computer. Școala nu. Deci odată ce societatea s-a dezvoltat rapid, școala, același stil de predare, aceleași texte învățate pe din afară, școala aceeași curiculă. Aceeași curiculă. Deci școala e depășită total de ceea ce se întâmplă în societate. Nu cred că ce a modificat noi legislația a fost suficientă, pentru că trebuie să schimbi o mentalitate și să o adaptezi cerințelor societății. Este o muncă extraordinară să o iei de la zero. Dar ce spun de la zero? Ești din liceu și nu știi să te descurci în viață, ăsta e adevărul. Nu știi să-ți administrezi banii, să-ți faci un cont în bancă, să, nu știu, ceva cu care să poți să mergi în viață. Bun, Sarmiz Andronic, ascultasem un specialist în acest domeniu al educației, spunea că ceea ce trăim noi în România, ceea ce se întâmplă acum în școală, în școli, este de fapt ceea ce se întâmpla în urmă cu 20-30 de ani, anii 77, în Statele Unite ale Americii. Ce facem totuși noi ca autorități, ca părinți, pentru a schimba această situație? Pentru că în fiecare zi vedem cât de degradat a ajuns acest domeniu. Dar mie nu-mi place chestia asta. Dacă s-a întâmplat în Statele Unite în 1977, e cumva o scuză că se întâmplă și la noi? Adică are această lume un anume parcurs și luăm ce e bun și ce e rău? Nu. Dacă știm că există riscul să se întâmple asta, putem să prevenim cumva. Eu, Rafaelo, sunt persoana care crede foarte tare în educația de acasă. Îmi pare rău că trebuie să o spun. E foarte important unde anume s-a desfășurat acest act sexual, dincolo de faptul că au pus pe WhatsApp-ul școlii sau cine știe, pe grupul lor. E important dacă acei băieți au venit acasă, la fată, sau dacă fata s-a dus la altcineva. E important pentru că au reacționat părinții ei.
În continuare, cred că școala trebuie să construiască alături de familie. În continuare, spun că ceea ce se construiește la școală se dărâmă în familie și ce se construiește în familie de cele mai multe ori se dărâmă la școală, că avem valori și principii foarte diferite, că suntem generații diferite, de la o generație la alta suntem mai diferiți și că, într-adevăr, trebuie să găsim o cale de comunicare care să satisfacă și părinții, și profesorii, și elevii. Și cred că în continuare trebuie să fim foarte atenți la copiii noștri. Da, educația nu se face memorând niște texte pe din afară. Trebuie să fie ceva mai mult. Trebuie să fie niște lecții de, nu știu, comportament social. Și mai e ceva, că și tu ești mamă și eu sunt mamă. Când ne privim copilul în ochi, noi ar trebui să știm cam ce fel de copil avem. Mulțumesc! Da? Mulțumesc! Acestea să luăm măsuri. Concluziile Sarmiza Andronic, Ana Florea, Diana Stoica și Antonia Andrușciac, mulțumesc tuturor pentru prezență. De asemenea și dumneavoastră, domnilor, că ne urmăriți, urmează Robert Turcescu cu emisiunea Sub semnul întrebării. Numai bine!